simți nevoia de muzică de calitate, atunci acest reportaj cu siguranță îți va fi pe plac. Concertino Band sunt băieții care au de toate: temperament, talent și atenție, pasiune. Nu am rezistat tentației și am mers la repetițiile lor, ne-am bucurat de piese noi și am aflat multe secrete ce țin de proiectele lor viitoare. Vi le împărtășim și vouă! Concertino este o formulă mai puțin obișnuită, este o formulă mai mult academico-clasică. Sunt și programe noi și piese noi și suntem în ajunul unui turneu frumos în țările europene, Italia, Franța, Germania și Elveția. Fiecare turneu pe care îl pregătim cu mult timp înainte. Avem deja planificate și pentru august și pentru 2015 și tot așa mai departe. Ce e mai interesant că o să cântăm o piesă, compozitorul care va fi în juriu. T-a auzit deja careva înregistrările noastre și a rămas foarte mulțumit. Rămâne să vedem reacția pe viu. La început anului am sărbătorit 10 ani concertino, cu un concert de zile mari, cântăm muzică contemporană, cântăm cu elemente de muzică pop, foarte multă muzică, acum am făcut și un program semi-rock. Da, e un gen mai deosebit, asta își prinde mai bine, mai ales în Europa. Aducem piesa la un nivel care de la sine place. Am avut un colectiv și domnișoare, una blondă și una brunetă, ambele Olga. Când dau la acordeon, era foarte fain, foarte frumos, dar așa a fost. Cânt la Dobit de 2 ani jumătate. Fac parte din alte proiecte, un proiect solo al meu. Vorbesc de proiectul OM Studio. Anul acesta am făcut o mică pauză și am ales un festival mai interesant pentru mine. În iulie, pe data de 10, plec la Slavianski Bazar să prezint țara noastră. Concertino este un colectiv de acordeoniști de la care deja se inspiră toată lumea.